Salutare, oameni, ce faceți? Ăsta bine am găsit la prezentare, o nouă prezentare, iar mă bâlbâi, a unui nou server, din cauza Robertia, de Minecraft. Serverul se numește Unprex, cred, da, Unprex se numește, o secundă, fraților, că trebuie să-mi văd aici Skype-ul. Deci serverul se numește Unprex și astăzi o să vă arăt cât de repede pot eu, ca să nu vă plictisesc ce conține acest server, iar dacă vouă o să vă placă, voi o să puteți intra aici să vă jucați pe el. Fraților, sau ăștia cam tare. Așa. Erau un blan în puii mei, se auzeau de zici că l-a făcut calculatorul. Bine, ok, se pare că acesta este lobby-ul, fraților. Un lobby destul de interesant, așa, cum să zic, pare ca un fel de castel medieval, ceva antic, niște copăcii pe aici, ceva acolo, un fel de... Nu știu ce e aia, un fel de hambar. Da, și aici avem un hotbar. Hotbar, după cum vedeți, avem gadget-uri, foarte multe gadget-uri. Pe care probabil trebuie să le activăm din când în când, să zic așa. Slime Invasion? Ce face asta? Sau n-am acces la ea pentru că nu sunt VIP? Chiar nu știu. Ok, avem și alte music aici, avem muzica, putem să schimbăm muzica asta, nu-i nevoie. Avem secțiunea de donații unde avem helper, VIP, moderator, admin, operator, owner și informații. Avem Slime Invasion. Ah, asta e Slime Invasion. Trebuie să 60 de secunde să o folosesc. Probabil trebuie să dau click de alta pe cineva, nu știu sigur. Aici avem hub buildings. Aici probabil schimbăm hub-urile, ceea ce noi deocamdată nu avem nevoie. Fraților, țin să menționez că serverul este non-premium, deci o puteți juca cu un cont de Minecraft crăcuit. Deci, da, haideți să mergem. Are server mai multe, normal servers, original servers. Ce sunt ăștia? Ia să vedem, un 8, un 1. Minigame servers, ok, se pare că are normal servers, nu știu sigur ce avem aici. Avem mai multe subgrupe, să le zic așa. Avem Assassin, Skyblock, SkyPVP, Survival, Roleplay, Creativers, Factions. Fraților, haideți să intrăm în cât de repede putem așa la toate, pentru că nu o să avem timp să le vedem pe toate. O să vedem arată așa în mare câte putem noi să vedem. Fraților, am dat pe Assassin, eu din câte știu Assassin nu se joacă în frumotor. Aici ieșim afară. Aici căutăm chesturi pe mapă, cum ar veni ăsta. Fiecare om are chesturile lui. Cu el luăm gold, eggnot sau cărbun. Dar cred că s-ar putea să fie numai gold aici, nu sunt sigur. Depinde de serverul asta. Și cu acest gold pe care noi îl procurăm de aici. Ia să spun că sunt un parcurist nebun astăzi. Hai mă, mai dăm un chest. Hai mă, mai dai un chest. În fine, mă rog. Chesturile le găsiți pe mapă, fraților. Nu mai stau acum să caut chestul pentru că, după cum ați văzut, avem foarte multe secțiuni arătate și nu știu dacă o să avem timp să le arătăm pe toate. Oh, uite-l pe Zuletac. Salut, Zuletac. Zueltac. Este un rol. Salut, 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 salut. Salut, salut. Ok. Aici avem, fraților, repair. Aici ne reparăm ăștia. Și aici avem așa. Chestii OP. Bățul. Mamă, ce e ăla, să mor eu. Haine. Aici avem armuri. Aici avem diferite chestii. Arme. Aici avem mâncare. De ce nu mai pot da click pe ăla, dar pot. Și după cum puteți vedea toate chestiile astea, moneda de exchange gen e goldul. Deci cu cât sângem mai mult gold, cu atât vă puteți lua mai multe chestiuți din acestea. Bun. Haideți să dăm hub, să întoarcem un hub și să selectăm un nou server. Avem aici Skyblock. Fraților, pe Skyblock nu o să mai intru pentru că probabil toți dintre voi știți deja cum ce se mănâncă Skyblock-ul. Skyblock-ul este Skyblock, fraților, vă creați o insulă și faceți ce vreți voi. Aici avem SkyPVP, de asemenea, cred că știți cu ce se mănâncă SkyPVP. Totuși, haideți să vă citesc mesajul pe care mi l-a zis băiatul. Am zis, așa, serverul are minigame-uri originale precum Rust Z, Lucky Island, Ender PVP, care au fost create de noi, adică de el. Până la urmă, alte servere au început să copieze serverul acesta, a fost deschis de mult, cu 6 luni în urmă. S-a stins vreo 3 luni, apoi și-a revenit. Serverul are medie de 13 secțiuni, toate mapele sunt originale și este făcut de echipa noastră. Ok, donațiile sunt globale și permanente și foarte ieftine, vă recomandăm să intrați pe server să vă distrați. Asta mi-a zis el să vă zic vouă. Și acum haideți să trecem mai departe. Fraților, aici scrie Survival Update. O să intrăm un pic pe Survival să vedem ce și cum se întâmplă aici. Fly gratis, slash fly. Oh, se pare că avem deja slash fly. Slash fly. Da, se pare că putem zbura și de aici ne putem duce unde vrea ciorchina noastră. Se pare că deja aici cineva și-a făcut un fel de casă, dacă îi putem zice casă. Fraților, avem și legendarea protecție, blocul de diamond, cu care noi ne putem pune oriunde vrem, gen acum, punk. Protecția e plasată. Ok. Hai de jos, fraților, și aici pur și simplu o rungă de survival. Probabil are și niște warp-uri, zic eu, că majoritatea server-uri au. Are warp shop, ia să vedem, merge, da. Un magazin unde putem vinde și putem procura diferite chestii. Uitați-vă aici. Nu știu sigur dacă acesta este tot shop-ul sau mai sunt și în alte părți. Ia să ne uităm noi așa un pic. Trebuie să zburăm.
Nu, cred că acela este shop-ul. În final, toate lucrurile care aveți nevoie, este un server de survival, voi aici vă puteți juca, vă arată jucătorii online, vă arată pe global, vă arată shipping-ul, vă arată tot. Hai să ne întoarcem în hub, fraților, și să mai vedem ce mai avem pe aici. Avem creative, creative-ul știți fiecare ce nu are rost să mai intrăm pentru că o să ne lungim cu videoclipul. Creative-ul trebuie să aveți un plot, vi-l luați random sau pe care vreți voi, vă construiți acolo ce vreți voi și vi-l arătați prietenilor. Este o secțiune de creativ, cum ar veni, doar că pe un spațiu limitat. Avem aici Factions, care este incoming, roleplay, este un fel de GTA, dacă ați mai văzut, adică pur și simplu vă jucați, faceți bani, arme și diferite chestii. Fraților, cred că o să insistăm noi pe minigames server. Cred că aici o să fie serverele mult mai șmechere. Avem, după cum puteți vedea, Mario, care o să mă duc să văd ce acolo, parkour, labirint, kid battle, 1 vs 1, splag, TNT run. O să mergem la Mario, nu știu sigur cum funcționează Mario. Șmecher, numai că eu sunt prost. Asta e partea a doua. Cât de șmecher arată! Jucăm Mario! Cât de tare, fraților! Original server, nu. O să mergem aici, nu parcurs hub. O să mergem la Mario. Cred că am puțin de speed, pentru că... Ah! Mi-e ciudat să fac. Mă, dar Mario ăsta e un parcurs? Ce șmecher! Da, fraților, este un parcurs și pe mine mi-e greu să fac, am un pic de speed și din cauza că am speed nu pot să aproximez distanța dintre blocuri pentru că eu nu sunt obișnuit. Ah, m-a teleportat în spate, băgam aici pe oare. Cred că este un fel de parcurs ăla, de la Mario. Da, asta este parcurs, avem aici un labirint, fraților, care probabil trebuie să-l facem, nici nu știu, adică de obicei sunt bun la chestiile astea. Nu știu dacă are rost să pierdem timpul încercând eu să fac labirintul acesta. De obicei v-am zis, eu am noroc la labirintul, se pare că aici, poate la lumina de la capătul tunelului, zic eu, mamă, la cât de greu e, cred că nu prea am șanse să-l fac, zic eu. Și v-am zis, de obicei am un noroc foarte, foarte mare în a rezolva labirinturi, mă gama și piciorul. Deci, nu știu de ce, dar de obicei mi se întâmplă să rezolv. Acum, dacă mă credeți, eu nici nu știu ce fac, nu știu unde sunt, doar norocul mă mai poate scoate din chestia asta. Stare curios dacă am reușit să fac ceva. Nu cred așa ceva. Fraților, v-am zis! Deci v-am zis că am un bulan incredibil la rezolva labirinturi. Deci am un bulan incredibil. Am terminat din prima, nici nu m-am complicat. Tu glumești cu mine? Nu vine să cred. Deci v-am zis, toate labirinturile le-am terminat instant și din prima. Deci labirintul nu e o provocare pentru mine, se pare. Kid Battle 1v1 TNT Run. Haideți să mergem la TNT Run să vedem cum stă treaba aici. Se prea poate să nu fie jucătorii online acum. Când filmez eu să ne jucăm. Dar o să încerc să intru în arena asta de 1 vs 1. Nu știu sigur dacă o să îi pot da star singur gen. Aici mă duc până jos. Fraților, cred că majoritatea știți cu ce se mănâncă TNT-ul. Adică noi suntem aici și pe fiecare bloc pe care noi călcăm, TNT-ul se activează într-un fel de sub și pică jos. Într-un fel. Deci pică blocurile. Noi trebuie să stăm cât mai mult timp, nu cât mai mult, trebuie să fim ultimii. Mi s-a părut cum ușor de calculator. Trebuie să fim ultimii care rămân în viață, fraților. Și dacă suntem ultimii care rămân în viață, adică care încă mai aleargă, câștigă. Deci da. Cam cu asta se mănâncă tientiranul, se pare că avem și tientiran aici pe server. Altceva. Ce mai avem? Avem splag. Nu știu sigur cum se mănâncă acest splag, dar o să vedem. Hai aici. La arena 1. Splag. Păi, mă... Dar eu nu vreau să ajut de aici. Starting in 20 de secunde. Ok, știu cum... Știu cum se joacă, fraților, adică pur și simplu trebuie să alergăm, nu vreau să intru aici, vreau să intrăm la splag. O să vorbim cu owner-ul să ne bage la splag. Așa. Iată ce vreți, vedeți? Pur și simplu toate chestiile astea dispar. Noi, cei care stăm cât mai mult în viață și avem noroc să încă să trăim. Cazi. Cazi jos. Yes! Oh, da, băieții mei și fetele mele. Haide să mă duc și eu cu un nivel mai jos, că nu-mi place să stau prea sus. Aaa, căzut de tot, băga mea și piciorul. Fraților, o să mă duc până jos de tot pentru că n-ar vrea să stau, are foarte multe nivele. Să mor eu!
Măștia sunt infinite? Du-te în puii mei că... Am stat acolo unde mi-a venit rău. Ok. Haideți să mergem la alte minigame-uri să vedem. Avem aici Spleg. De ce nu m-a dus pe mine la Spleg? A, cred că Splegul este... Stau aici. Tintiran. Cred că secțiunea asta ne ducem în același loc. Cred că e buguit sau ceva. Cred că acesta este Splegul. Ia să vedem. A, nu mă, de aici selectăm. Avem mult mai multe de aici. Avem Tintiran, avem 1v1, avem Kid Battle. Haide la 1v1. Deja în așteptare, ia să vedem. Cum începem, băieți și fete? Ia asta să vedem. Nu, numărul 3. Zice că sunt numărul 3. Slash 1, V, S, 1, A, cred. Ia să vedem. Nu merge, nu știu ce are. Hai că mergem la altceva, fraților. Mai avem pe aici, după cum puteți da, capture the flag. Nu există, se pare că încă nu a fost lansat, probabil. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem parkour, am fost, Alien Wars. Stare curios ce are Alien Wars. Alien Wars, ia să vedem. Ce conține acest minigame Alien Wars? Ce avem acolo? Lobby de așteptare. Ok. Putem da start cumva? Măi, Zuel, atac. E acesta. Statusuri. Ah. Wins, lose, all time kills, all time death, cât de points. Au fost șase trei entități. Ia să vedem dacă se poate să dăm start. Oh fuck, what the fuck is this? Yeah. Ah. Ce face asta? Up. Hai mă urcă. Arma mea. Alien Wars. Nu mai am armă. Aaa, m-a spart. Aha, deci așa se joacă minigame-ul ăsta. Avem un fel de navă spațială și noi trebuie să ne batem cel care distruge navele celuilalt câștigă. Uite un cap aici. Haideți să vedem unde mai putem merge de aici. Mergem aici la kit. What the fuck? Așa. De aici avem așa, în felul următor. Avem parcura din nou, s-am fost în tiran, am fost la spawn. 1v1 și survival games, dar la survival games nu cred că ar rost. Capture the flag scrie aici, fraților, n-am văzut eu scrie în lucru. On, survival games este în lucru și restul sunt on. Bun. Haideți să mergem înapoi la hub. V-am zis, nu o să intrăm în toate serverele. O să vă las și pe voi să descoperiți pentru că nu avem timp să intrăm în toate. Avem așa, avem Enter PvP, nu știu ce înseamnă, Rust, Z, Lucky Islands, Skywars și Skygrid. Fraților, Skywars-ul este Skywars, Lucky Island, știi ce? Sunt tare cu ce este Enter PvP-ul. Wow. Uai, cât de șmecher. Cât de șmecher e asta? Welcome to Amplex. Cât de tare! Practic, fraților, trebuie să intri, să te bați. Un fel de kit PvP numai că este cu... sau... orice... altceva numai că este cu... cu enderpearl-uri, ceea ce e super, super șmecher. Wow! N-ai cum să-l omori. Mamă, ce sabie are la mâncat, zici că m-a trăznit. Zici că m-a călcat trenul.
M-a rupt pe ori, ce sabia mea ia? Knockback 1, să mor tu! Păi cum căcat să-i bat pe oamenii ăștia cu knockback 1? Sunteți nebun la cap! Ia să facem noi așa o șmechere din asta, op. N-am o cioară, sabie prea bună ăla. Haideți să ne mergem înapoi la hub. Este un minigame destul de interesant ăla. Avem iarăși la fel. Rust Z. Nu sta, sunt tare curios ce conține acesta. Oale! Ce-am viață așa puțină, bă! Rust Z. Ce conține această serie? Fratele, este o serie de Rust în care pur și simplu trebuie să ne construim câte ceva. Iar lucrurile sunt foarte greu de găsit, exact ca și animalele. Nu ne putem bate, se pare, asta e totuși ok. Avem decât 3 inimioare, voi vă dați seama ce înseamnă chestia asta. Ne putem face casă, se pare că oamenii au aici casă din obsidian, avem obsidian și noi. Și au și blocuri de diamant. Cred că Rust Z-ul este o serie de Rust, probabil foarte grea, gen un survival foarte, foarte hard, nu chiar hardcore cum este hardcore-ul, dar destul de hard. Cred că cam pe asta s-ar bazat Rust Z-ul, după cum puteți vedea, avem aici și protecții pe care ne putem pune, dar... Aulu, vai de viața mea, m-a rupt, m-a rupt, oale, cât de tare asta, foarte, foarte greu, fraților, foarte, foarte greu. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce mai avem aici, era zi Lucky Islands și Alien Wars am fost, Skywars, cred că știți, Skygrid, acesta nu știu ce este. Skygrid, Skygrid, bine ai venit pe Skygrid, ce poți face aici, supraviețuiești în ceruri, scrie... USG Home pentru a începe. Slash USG Home. Ia să vedem. What the fucking frickery fuck is this? Du-te în puii mei. Pune și... Să mor eu cât de șmecherie asta. Trebuie să supraviețuiești în cer, fraților. Practic am cu toate blocurile pe care ți le dă jocul, să zic așa. Chiar șmecher de tot. Asta este foarte greu să supraviețuiești. Practic trebuie să-ți colectezi blocurile. Tot timpul tu te bazezi pe alte blocuri cum ar veni ca să sari undeva. Ți trebuie alte blocuri. Uite, de exemplu, cel mai bine e să colectezi lemn. Lemnul îți dă... Lemn, cu lemnul poți să sari cât mai sus, adică un lemn bloc îți faci 4 din ele. Interesantă chestia asta, chestia chiar interesantă, adică pur și simplu îți procura itemele efectiv vânând cerul, să zic așa. Uite să vezi câte blocuri sunt până jos. Uite că gravelul nu cade. Uai de viața mea, ce este pe aici, fraților. Scurios aici pot să pun... Da, nu știu, zice că se... își face loc cu altă regiune. Uite-ți-o cât de tare. Cât de tare asta, fraților. Du-te în pui mei, cât de șmecher. Sar pe aici, zice că-s regele lumii, să mor eu. Cât de tare. Op. Are și mâncare aici, dacă vrem. Vreau să spargem? Ai, proprietatea cuiva. Cui, mă? Da, fraților. Ok, am văzut și cu ce să mănâncă asta. Trebuie să supraviețuim în cer. Mi se pare o idee foarte interesantă, competitivă chiar cu prietenii tăi. Și mai avem la Lucky Islands, v-am zis, nu o să vă arăt. Acum, pentru că știți despre ce e vorba, mini servers v-am arătat. Parkour Hub este un server de parkour, probabil, în care lecturatul cade din prima și nu știe să se joace. Asta e partea a doua. Slash parkour, pot? Nu, nu. Să-ți găbea pe Parkour Hub? Cred că da. Ia să vedem. Hop. 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 Ah, fuck! Bun. Hai să mergem în hub. Fraților, am încercat să vă arăt acest server. You are in the... You are connected to the server. Ah, ok. Se pare că sunt conectat deja la serverul ăsta, deci pot, trebuie să mă duc în altă parte de aici, cum ar veni. Și de aici să mă duc la hub. Da, ok. Fraților, cam atât și cu prezentarea acestui server. Eu sunt Andy. Dacă vă place serverul, nu uitați că aveți IP-ul sau în descriere. Puteți intra aici și să vă jucați alături de prietenii voștri. Eu sunt Andy, cam atât și cu acest episod și noi, desigur, o să ne vedem data viitoare. Salut!